Dragii mei, judecând după cifre, concursul nostru cel mai sexy tătic din România a prins mai tare decât primii 2 ani de cea mai sexy mămică din România. Din mai multe motive. 1. Bărbații nu au atât de multe instrumente ca și fetele. Ați văzut, fetele cum le căutam prin videocall, cu un pac scăpau un capoțel, un colănțel. Băi, bărbații nu pot. Ați văzut, am avut unul îmbrăcat în Salvator Smurd, da? Pentru că era meseria lui, adică... Era unul, l-am surprins la treabă, am mai avut unul îmbrăcat în... Ei, am avut și mai eu săptămâna trecută la antrenorul de fitness. Da. E bine, astăzi să vedem cum îl surprindem pe Septimiu. Septimiu s-a înscris pe pagina asta la noi pe A1.ro. O găsiți mai ușor dacă intrați pe pagina de Facebook, cu siguranță. Da. Și aici vă puteți înscrie dacă vreți să intrați în povestea noastră. Nu, nu este un concurs de Miss și Mister. Acum nu mai știi. Nu căutăm doar bărbați super frumoși și atât. Căutăm tați care au toate calitățile, care sunt și cu treabă. Bine, noi acum vorbim cu doamnele, cu mamele. Nu, cu și cu ei, adică nu vreau să nu se... Nu s-a înscris niciunul, Dani, de bunăvoie. Ne-am uitat pe toată lista aia. Nu e niciunul înscris de bunăvoie. N-aș vrea să se înscrie doar stripper, eu asta voiam să spun. Uite, pentru ziua de astăzi am ales un bărbat ce chiar are treabă. El este Septimiu, are, sper că e casa lui, că în cazul ăsta se mută emisiunea la el la vară. Septimiu s-a înscris cu câteva fotografii, inclusiv de la Raliu. Uite, alături de băiatul lui Giri, unul cei mai iuți băieți tineri din România. Septimiu este îmbrăcat foarte des la sacou și cravată. O să vă întrebați de ce. Ei bine, pentru că munca lui presupune să fie pus la punct tot timpul, chiar și în zilele în care are chef să poarte training. Bună dimineața, Septimiu! Bună dimineața, Dani, ție și telespectatorilor emisiunii. Salut! De ce ești îmbrăcat așa la ora asta, te vor întreba o grămadă de domni? M-am îmbrăcat pentru că profesia mi-i impune. Sunt avocat și am ceva cauze astăzi și prin urmare nu pot să mă prezint oricum. Ok. În baza instanței și sigur pentru mine e aproape uniforma asta, cu cravată, pantofi, cămașa albă. Hai deci că aș prefera să fiu în training, așa cum ziceai tu, să fiu pe teren de tenis sau să alerg în parc, dar asta e, poate mai special. Categoric. După accent îmi dau seama că nu ești pe aici prin sudul țării. Unde ești avocat? Cluj-Napoca. La Cluj? Cluj. No, bun, trebuie să ajungi la tribunal, bănuiesc, așa că nu te țin foarte tare. Am un pic de timp, după 10 te voi ajunge, suntem grafic. Foarte fain. Vârsta, te rog, să înțeleagă și oamenii. 38. Mulți înainte, aproape de vârsta noastră. Câți copii? 2 copii. La fel ca mine și Răzvan? Absolut. Și eu sunt un copil, până la urmă, ca și voi. Întreabă-l, te rog, cine l-a înscris? Cine te-ai înscris să se Soția. Soția. Asta a fost o surpriză. Acum nu sunt adeptul concursurilor de genul acesta, dar fiind voia soției, m-am conformat. Da. În general așa e. Bănesc că și vacanțele sunt tot așa. Da. Tu ții o pledoarie și se decide cum vrea juriu. Ia. Da. Ultimul cuvânt este de obicei al meu. Așa e, dragă. Foarte tare. Septimiu, zi-mi, hai să facem cunoștință cu toată familia. Am văzut în fotografie 2 copii mari. Adică sunt mari. Relativ, 11 și 6 ani. Sunt mari, ce să mai. Cum se numesc copiii voștri? Cezar și Cezara. Da, ce bine. A fost mai greu când i-ați chemat la masă în primii ani, dar până la urmă s-au obișnuit. Tot dorința soției, deci confirmă ceea ce a spus. Cum o cheamă pe soție? Ana Maria. O salutăm, ne bucurăm că duce greu familiei, uite, ea trebuie să ia toate deciziile. Da, știi că noi am aflat din fișa lui că, cred că și predă la universitate, pentru că sexy este și în ochii soției, dar și în ochii studentelor. Cine te consideră sexy? Mami și studentele, zice aici, soția a scris. Ea te-a înscris.
mă depășește da, nivelul ăsta da. De percepție. Eu, sincer să fiu, dacă vreți poziția mea, eu cred că nu sunt omul potrivit pentru treaba asta. Ești adică foarte... Sunt convins că nu eu sunt cel pe care îl căutați voi, dar dacă m-a scris soția, am rămas și era o chestie de fair play ca să intru, dacă tot m-a scris, să intru în direct cu voi și să fiu parte din... Întreabă-l, te rog, ce predă, că am o bănuială. Septimiu, ce predai la facultate? Sunt asistent la facultate, teoria dreptului și drept fiscal, două chestiuni, și acum avem dreptul sportului. De 2 ani avem o nouă disciplină de care sunt absolut îndrăgostit, dreptul sportului, o chestiune pe care poate odată, sigur nu-i contextul acum, vom avea ocazia să o discutăm și poate chiar te invit din perspectiva de participant în competițiile sportive, poate o să te invit o dată la noi. Dar cam în zona aceasta îmi sunt preocupările, să spun așa. Cu mare drag vreau să deschidem subiectul ăsta, pentru că marketing de sport și drept de sport în România avem la un nivel foarte, foarte, foarte jos și am putea să dezvoltăm. Ultima întrebare vine din partea regizorului nostru, Michi. Vrem să știm dacă la povestea cu studentele mă consideră sexy, pledezi vinovat? Cum se zice? Cum se zice? Vinovat sau nevinovat? Eu pledez nevinovat. Nevinovat. Presupunerea de nevinovăție e foarte puternică și cred în ea toate forțele. Treaba ta, în felul ăsta pedeapsa va fi mult mai mare. Septimiu, să ai o zi ușoară la muncă, e abia luni, ia-o și tu ușor, ca aici la București, nu știu cum e la voi la Cluj. Nu te speti. Nu te speti de astăzi. Mulțumim că avem oameni cu multă școală și așa de fain înscriși în lista noastră. Căutăm în continuare cel mai sexy tătic din România. S-ar putea să ne vedem la București. Apreciez. Sper să ne vedem la Cluj. Te-am văzut la Florești, la Shakedown. Nu te-am abordat, erai concentrat pe circuit. Am apreciat că nu trebuie să-ți întrerup circuitul mental. Am fost cu Andy, a fost o experiență senzațională, o să o repet cât de curând și sper să ne vedem cu bine cu toți. Ciao, Septi, salut, să ne vedem cu bine. Pa, succes, da.